Bun găsit la Dale Buzenului. Astăzi avem dialog cu fostul prefect de Buzău, Silviu Iordache, președinte al USR Buzău. Bine ați revenit! Bună seara! Vă mulțumesc pentru invitație. N-am mai vorbit de mult, așa, parcă. Dar se înțelege că a fost vacanță. Așa este. A fost vară și noi am fost foarte aglomerați cu multiple activități și acțiuni pe care le-am desfășurat, dar și, evident, vacanță. Recuperăm, nu e o problemă. Nu avem timpul necesar, dar încercăm. Suntem hotărâți ca în această toamnă să recuperăm tot ce am ratat în timpul ferii în județul Buzău. Aș vrea să începem cu faptul că, iată, a început un nou an școlar. Cu ce gânduri, domnul președinte? Așa, ce abordare are USR-ul cu privire la educație, mai ales în contextul în care anul acesta am avut parte de un protest fără precedent în ultimii ani în învățământ? Din punctul de vedere, USR are câteva inițiative parlamentare. Colegii de-ai mei chiar au protestat la începutul anului școlar. Avem inițiative importante depuse în Parlament, cum sunt cele care spun fără păcănele în jurul școlilor. Inițiativă care recent am observat că a fost preluată și de alte partide. M-aș bucura să scăpăm de aceste jocuri de noroc pe care le găsim la tot pasul și chiar aproape de școli. În altă ordine de idei, văd că am început anul școlar la Buzău într-un oraș blocat și supraaglomerat de mașini, un oraș în care nu se întâmplă nimic. Cine a trebuit ieri să-și ducă copiii la școală, cine a trebuit ieri să circule prin orașul Buzău, sunt convins că a pierdut cel puțin o oră încercând să se strecoare prin acest oraș sufocat de lucrări interminabile și de blocaje în trafic. Deci problema, că am mai discutat, problema pe care o reclamați este nu neapărat că se fac lucrări, ci că acestea, multe dintre ele, de fapt toate, sunt întârziate. Toate sunt întârziate și toate se desfășoară cu un ritm extrem, extrem de lent. Mă uitam la Bulevardul Unirii, pe care astăzi compania de apă îl sapă, după ce în urmă cu un an Strabag l-a asfaltat. Și mă gândeam, n-ar fi putut primăria municipiului Buzău, ca pe Bulevardul Unirii, să pună din bugetul propriu, acum un an, banii și să schimbe această țeavă, doar pe Bulevardul Unirii, astfel încât astăzi să nu fie nevoie să mai săpăm acele gropi? Nu cred că era un capăt de țară pentru primăria Buzău. Proiectul aprobat cu fonduri europene, nu știu dacă se putea face. Sunt convins că se putea. Era o componentă care s-ar fi dat jos din proiect, nu se mai finanța dacă ar fi fost executată din bugetul instituției. Nu cred că ar fi fost o problemă. Sau să nu intre în conflict cu celălalt proiect. Cu celălalt proiect de asfaltare? Da, de asfaltare, da. Păi, eu cred că acum suntem într-un conflict cu acest proiect de asfaltare. S-au săpat acele gropi în care se pun căminele de apă. A plouat, s-au umplut gropile cu apă, s-au surpat malurile acelor gropi. Acum, cu siguranță, compactarea acelui balast nu se mai face la fel de bine acolo și cu siguranță în ceva timp vom vedea că în jurul acelor gropi săpate asfaltul se va lăsa. Asfaltul se va lăsa, nu știu cum constructorul pentru această lucrare care n-a fost încă recepționată, va accepta, va putea da garanție pe astfel de intervenții. Da, acum dau seama, sper să nu mă înșel, eu n-am mai văzut nicio lucrare din asta, din alea vechi pe Bulevardul Unirii. Nu știu, mai au de făcut ceva? Adică, vorbesc despre săpăturile de la compania de apă. De proiectul efectiv, care într-adevăr nu s-a încheiat. Dintre cele vechi? Păi, cred că doar compania de apă mai are de făcut ceva și probabil că lucrarea ar putea fi recepționată. Lucrare care, din punctul meu de vedere, are componente executate mizerabil. Mă plimb pe jos pe Bulevardul Unirii și văd calitatea pavajului. O calitate care lasă mult, mult de dorit pentru un bulevard care este emblematic pentru județul, pentru municipiul Buzău, este, cum să spun, imaginea municipiului. Când traversezi municipiul, vezi Bulevardul Unirii, pavele care sunt puse absolut execrabil. Eu sunt curios dacă cei din primărie, cei care administrează acest proiect, au pavele puse la ei în curte la fel de strâmb. Să știți că reclamații de genul ăsta avem și în legătură cu piața Dacia.
care între timp a devenit, a redevenit pietonală. Da, despre proiectul Piața Dacii n-aș putea să vă spun. Părerile sunt cumva împărțite. Sunt oameni care spun că era mai bine înainte, sunt oameni care spun că e mai bine acum. Nu judec, nu pot să judec. Nu, dar eu vorbesc despre pavaj, despre dalele alea, care și unul pe anumite zone s-ar putea să te gândești, bă, dar stai, ăștia chiar au terminat, adică aici mai au... Lucrări de foarte slabă calitate, într-adevăr. Și cu siguranță cineva din primăria Buzău le-a recepționat. A fost un diriginte de șantier care a constatat că sunt... Știți, executate... cu recepția, acum n-are cum să facă recepția, că nu s-a terminat proiectul. Ceva așa, ochiometric, adică, domne, hai să vedem ce mai avem de făcut și una alta. Nu cred că poate să facă recepția acum. Da. Dar mă refer la... Dar, de exemplu, din lateral, unde, nu știu dacă mai este de PNL acolo, pe zona aceea, fac așa, da. Mișcătoare. Slabă. Ca nisipurile. Slabă calitatea lucrărilor. Și eu iar nu pot să înțeleg și sunt de acord noastră că am vorbit de atâtea ori despre modul de bătaia de joc. La... Chiar dacă zici, domne, fonduri europene. Da, dar asta nu înseamnă că trebuie să-ți bagi joc de fonduri europene. Până că este și o cotă parte. Evident, până la urmă, banii nu din bugetul, din bugetul local, să înțelegem. Și să nu credeți că vom avea aceste fonduri europene în România, va avea aceste fonduri europene la nesfârșit. Probabil că mai avem un exercițiu financiar sau două prin care vom beneficia de fondurile europene. Nu vor veni la nesfârșit banii europeni în România. Iar acum când vin, ne batem joc de ei. E o discuție largă aici, pentru că eu am impresia că subcontractanții au venit cu niște firme din astea care nu preț pe calitate. Nu știu ce se întâmplă. Nu discutăm despre firme. Atunci când... Păi stați mai pic, atunci când le execută cineva pe asta. Ok. Nu le pune șeful de serviciu de la Patrimonă sau de la arhitectul șef, le pune pavelele. Este sau... perfect adevărat. Însă atunci când un beneficiar contractează o lucrare, indiferent către cine este subcontractat această lucrare, beneficiarul are un diriginte de șantier care trebuie să urmărească pas cu pas ce se întâmplă în șantier. Nu se poate trezi la sfârșitul proiectului și spună, îmi pare rău, nu e bine, o luăm de la capăt. Că o luăm de la capăt pe banii noștri și pe timpul nostru și pe deranjul buzoienilor. Serviciile astea de dirigenție de șantier controlate de primăria Buzău lasă mult de dorit. N-au trecut pe acolo. Sau nu le pasă. Sau nu se pricep. Ar putea să vadă... Să meargă în alte orașe din... Chiar din România. Să meargă la Brașov. Să meargă la Iași. Să meargă la Timișoara sau Oradea. Să vadă cum se fac lucrurile acolo. Nu vorbesc despre orașe din vestul Europei. Vorbesc despre orașe din România unde lucrurile s-au făcut așa cum trebuie. Mă gândesc, apropo de infrastructură, și ne extindem oarecum discuția, infrastructura rutieră, pe DJ-203K. Deci, cel puțin pe raza comunei Mărăcineni e praf. Adică, eu nu știu cum poate să recepționeze drumul ăla. Înțeleg că în curând se va recepționa. La fel, nu înțeleg constructorii de ce au început așa să, nu știu, să la zeflemea. E adevărat că trebuie să existe un control din partea autorităților, da? Beneficiari. Până la urmă... Dar parcă nu... Ora, cred că atât s-a putut. Cred totuși că este un slab control al celui care plătește. Că până la urmă, cel care plătește are puterea să spună, la timp, în timpul proiectului, că lucrurile se desfășoară incorrect. Dacă lucrurile nu merg bine, contractele se reziliază și se recontractează cu altcineva care poate să se construiască în termenii stabiliți. Dar efectiv, cred că nu le pasă. Sau nu se pricep la a face lucruri de calitate și la a face lucruri sănătoase, trainice și bune. Sunt curios cum va arăta atunci când va fi redeschis colegiul Mihai Minescu. O lucrare destul de amplă care... La rândul ei a fost întârziată și par întârziată. Asta este un alt exemplu de administrație diletantă, să spunem, un termen rău, dar chiar așa este. Să lucrezi 4 ani la un colegiu și să te trezești în ultimul ceas, când ar trebui să-l deschizi, să constați că nu ai autorizație de securitate la incendiu, dar ce ai făcut 4 ani? Ce ai făcut în ultimul an? Eu aș crede totuși că n-ar fi neapărat această problemă, ci faptul că chiar nu au fost finalizate lucrările, domnul Iordache. N-am intrat acolo să văd,
ar fi și mai, și mai trist dacă după 4 ani încă nu avem această lucrare gata. Ar fi și mai trist. Asta este rezultatul acestei administrații. Duce, cred că va duce într-un final la faliment. Aveți date în sensul ăsta? Nu, da, văd că... cum se abordează lucrurile. Văd piața Daciei. Vă spuneam, nu discutăm despre faptul că e frumos acum sau a fost mai frumos înainte. Da, mă rog, primul e o transformare. Este o transformare și întotdeauna un lucru nou arată mai bine decât un lucru vechi. Pot să vă vorbesc despre funcționalitate. În toate orașele mari, dar nu toate orașele, în toate orașele civilizate în care a fost, zona centrală, așa cum e la Buzău, piața Daciei, are sub ea sau în zona ei o parcare subterană. Pentru că în zona centrală poți să organizezi niște evenimente publice la care trebuie să-ți vină niște mii de oameni pe care acolo îi poți transporta și cu mijloace de transport în comun, dar trebuie să ai și capacitate de parcare. Piața Daciei ar fi trebuit să aibă astăzi o parcare subterană în ea, sub ea, o parcare de cel puțin 500 de locuri, poate pe un nivel sau două, așa cum e la Craiova, așa cum e la Iași, așa cum e la Brașov sau în toate orașele civilizate. Lucrări făcute probabil tot cu fonduri europene. S-a mai vorbit de chestia asta, a fost chiar pe lista multor candidați la primăria municipiului Buzău, dar și de pe vremea fostului, Constantin Boșcodeală. Da, înțeleg că nu se poate face, pentru că sunt niște țevi principale pe acolo, niște buncăre cu aur, probabil. Domnul Bunăzie, orice se poate face atunci când vrei. Nu există că nu se poate face. Se poate face. Se putea face. La fel cum ar fi trebuit, de exemplu, au scos cele două străzi din limitrofe din piața Dacia. Și anume Alea Trandafirilor și... și o parte din Emil Palade. Și o parte din Emil Palade. A rupt Buzău în două. A rupt efectiv Buzău în două atunci când vrei să traversezi orașul. Și așa erau puține conexiuni între zona Unirii și zona Dorobanți-Broșteni. Acum e mai puțin cu una. Înțeleg nevoia de zonă pietonală și se întâmplă în toată Europa și e normal să avem zone pietonale din ce în ce mai mari. Dar și peste tot avem pasaje subterane. Ducem traficul în subteran, acele străzi puteau fi înlocuite cu niște pasaje subterane. Nu s-a afectat traficul, aveam zona pietonală în piața Daciei. Puteam să avem și parcarea sub piața Daciei și atunci aveam o zonă în care puteai să organizezi niște evenimente, o zonă care prindea valoare. Ce valoare să aibă astăzi zona veche cu zavodă? Ce se întâmplă acolo dacă n-ai unde să-ți parchezi mașina atunci când te duci acolo? Nu se va întâmpla nimic niciodată acolo. Am mai discutat despre lucrul acesta, despre alternative la proiecte mari. Da? Vii, ai o idee, asta este ideea, o punem în aplicare, dar trebuie să gândești în perspectivă. Ce efect ai în urma aplicării acestui proiect? Cum e Bulevardul Unirii, da? Îl modernizăm, facem două benzi, nu mai știu cât fain, nu știu ce. Ce facem cu mașinile? Da, acum... N-am gândit-o în perspectivă. Abordarea corectă este că mașinile n-ar trebui să fie parcate pe străzi și înțeleg perfect acest lucru. Corect. Străzile sunt făcute ca să circulăm pe ele, nu ca să ne parcăm mașinile pe ele. Dar dacă ai dezvoltat un astfel de proiect, care cred că e bun, ar fi trebuit să dezvolți și locuri de parcare, astfel încât cei care vor să țină o mașină, contra cost, bineînțeles, să-și poată găsi un loc de parcare. Nu avem niciun proiect de parcare fezabil până în acest moment pe Bulevardul Unirii. S-a discutat despre puncte termice, s-a discutat despre zona de lângă Biserica Sfinții Îngeri și McDonald's, care ar putea să facă acolo parcare. Nimic deocamdată. Nici un proiect aprobat, nici o finanțare pentru niciun astfel de proiect. Nu știu ce se va întâmpla. Va fi probabil un haos, se vor bătea oamenii între ei pe un loc de parcare. O să mai discutăm despre toate aceste probleme la o emisiune ulterioară. Domnul Iordache, am văzut și chiar din punct de vedere chiar și jurnalistic, pot să spun, am apreciat materialul pe care l-ați realizat la Calvin. E o poveste, apropo de spun de fiecare dată, la Sferbinți este foarte tare, dar realitatea e mai tare. Ce se întâmplă acolo?
nu numai acolo oricum, dar acolo știți foarte bine ce, cu ce și cu cine ați avut de-a face, cu depozitarea ilegală a tone de deșeuri. Exact. Nu este o problemă doar la Calvin. Se întâmplă în multe localități, în mai multe localități din județul Buzău. La Calvin este cu atât mai periculos cu cât acolo, astăzi, se construiesc, compania de apă construiește 12 sau 13 foraje de apă cu care va alimenta întreaga zonă. Nu doar Calvin, ci Slău, Pătârlagele, Viperești, cred. Toate vor primi apă din acea zonă, pentru că doar în acea zonă se găsește apă. Astfel de tratamente asupra mediului nu fac decât să polueze pânza freatică, să facă dintr-o apă potabilă o apă nepotabilă și să crească costurile companiei de apă pentru filtrarea apei și ducerea ei către o apă bună. Ce e frapant în acest caz este că cu 3 luni înainte să mergem și să facem acest material la Calvin, am mai făcut încă unul. Am fost acolo, am constatat acea situație, aceiași oameni strângeau gunoiul din sat și îl aruncau în gropi săpate cu excavatorul în albia râului. Deci nici măcar într-o zonă protejată unde acel gunoi să nu intre în contact cu pânza freatică, ci gropile săpate fix în albia râului. Da, imaginele sunt relevante, dar e important de spus că, domnule, asta nu se face așa, adică oricine se duce, chiar autoritățile, adică... Este o lucrare a autorității publice. Păi... Adică, în țara asta avem autorități să ne protejeze, dar de fapt se pare că avem autorități care ele la rândul lor se comportă ca niște infractori. Da, domnul Iordache, acum poate întrebarea mea este naivă, dar... Deci cum e posibil să se mai întâmple așa ceva? Adică cum avem noi, imagine sunt grăitori, adică munții aia de gunoi așa aruncă, de la ala întâi nu avem nicio treabă, fără autorizație, fără nimic. Adică întreb și eu așa, repet, cum e posibil în continuare să avem parte de așa ceva? Cred că este posibil să avem parte de așa ceva din două motive. Unu, pentru că avem oamenii aleg primari inconștienți, pe care i-au trimis acolo să le rezolve problemele, iar ei creează astfel de dezastre ecologice. Și doi, autoritățile de control care ar fi trebuit să ia măsuri cu mult timp înainte, nu își fac treaba. Am dat acest exemplu pentru că în mai am făcut o verificare, am depus sesizări la Garda de Mediu, sesizarea noastră s-a transmis către parchetul de pe lângă judecătoria Pătârlagele, pentru că este o infracțiune destul de gravă. În acest interval de 3 luni, nici măcar o persoană n-a fost audiată. Fenomenul a continuat. Da, mi se pare... Tocmai din acest motiv, cred că inițiativa colegei mele, Diana Buzoianu, inițiativa care presupune crearea unei structuri separate. Similare cu DNA. Similare cu DNA, da. Un DNA al mediului și al pădurilor. Structură care să investigheze și să fie specializată tocmai în acest tip de infracțiune. Infracțiune care presupune poluare, infracțiune care presupune tăiere ilegală de păduri. O astfel de structură ar fi binevenită pentru că ar putea acționa mult mai ușor în astfel de situații, neavând acele legături de, pur și simplu, de vecinătate cu un primar sau cu o altă instituție publică locală. Îmi imaginez că e complicat pentru parchetul de pe lângă judecătoria Pătârlagele să-l investigheze pe domnul primar de la Cizlău, fiind cumva vecini întâlnindu-se des. N-am vrea să insinuăm, totuși o ipoteză. Așa este, doar reclam această întârziere a înfăptuirii actului de justiție sau de verificare în acest caz. Deci nimic? Absolut nimic până adică acest moment. Adică nici măcar n-ați primit un răspuns sau la sesizare? Singurul răspuns pe care l-am primit de la Garda de Mediu este că această sesizare a fost înaintată către parchetul de pe lângă judecătoria Pătârlagele, pentru că este o infracțiune care le depășește competența. Deci
genul ăsta de infracțiune depășește competența. Deci, adică atât de gravă e atât situația. De gravă este situația. Păi bine, așa arată și în imagine, adică nu vine să, adică nu că nu vine să cred neapărat, că repet, astfel de situații sunt importante să le identifici. Că poate în alte zone găsim și mai rău de atât. Dar aici lucrurile sunt flagrante, adică așa este. Și chiar în văzul tuturor, nu-i pasă nimănui de, chiar nu i-a păsat nimănui. Am făcut o sesizare, 3 luni după se întâmplă fix la fel. Nu le-a păsat. Am văzut că ați avut și un dialog cu, a venit la fața locului, fuga, cu o mașinuță din asta, așa, cu o buburuză. Da, cine era? Domnul viceprimar, care cumva trebuia să apere situația, nu știu, să ne caute pe noi. Am văzut că zicea că nu știe nimic. Dar chiar el gestionează, el îl angajează pe șoferul mașinii. El... Trebuie să aveți dovezi în sensul ăsta. Păi, domnul viceprimar e cel care organizează serviciul de salubrizare în comună. Da, nu, adică, nu știu, putem asocia direct acțiunea aia cu domnul vice? Adică a fost, era întâmplător pe acolo, prin zona, nu? Sau cum? Nu, nu era deloc întâmplător. Atunci nu, așa zicea, că nu știe de sus, sau... Și la asta ați intrat oarecum în jos, deci că, uite că mașina, duceți-vă după aia, e acolo. A, da, zicea, adică... Da. De-aia am zis eu, cu lasă fierbinți, e mic copil. Exact, las fierbinți, da. Deci, cum... Zicea Drăgea că nu știe ce e cu mașina aia, nu? Adică... Da, da, dar era și supărat că îl filmez în timpul serviciului. A, asta da, întotdeauna. Domne, de ce mă filmez, nu? Prima întrebare. De ce mă filmez? Da. Păi, pentru că era în timpul serviciului și ia ghici, de ce te filmez? Ia ghici. Da, dar unde era în timpul serviciului și cu atât mai mult, că e persoană publică. Publică, da? Da. Dacă era într-un spațiu privat, da, domne, putea să zică, ia băi, ia-ți telefonul și hai. Și zic doar o dată, nu de două ori. Da. Asta este situația. Mai, mai trist, da, probabil că se putea să, putea să fie mai rău, însă a fost, a fost ok. Mai trist este că acest domn primar de la Calvin, care e pus de comunitate să le rezolve problemele, el nu e orice fel de primar, el este emblematic pentru peneliștii buzoieni, face parte din conducerea lor. În urmă cu ceva timp l-am văzut pe domnul Bâtu între tinerii liberali la școala lor de vară. Ce să le explice domnul ăsta copiilor liberali? Domnul acesta. Da, domnul acesta, ce scuze, domnul acesta copiilor liberali. Despre... Cum să depozitezi gunoiul? Cum să depozitezi ilegal gunoiul? Nu, cum să depozitezi gunoiul? Acum n-am stabilit că este ilegal, zic. Nu. 100% este ilegal. Dar ce putea să faceți așa un stand-up de acolo, din mijlocul... Adică nu era un miros pestilențial? Ba, era un miros pestilențial. Iar apă din... sau chiar prin acel mardar de gunoaie izvora apă de undeva și se scurgea direct în râul Bâsca Chioștului, care la rândul lui se scurge în râul Buzău. Știți că e bine că ați prins în flagrant mașina aia cum descărca gunoaie, că altfel ar fi zis că ați adus dumneavoastră gunoaiele pe acolo ca să vă faceți imagine. Cel mai probabil, da. Da. Râdem ca să nu plângem, ce să facem. Bun, și ce vezi? Bun, nu vezi primi un răspuns. Și ce vezi face? Adică mai departe, adică nu cred că o lăsați așa. Voi continua acest demers și nu mă voi limita la Calvin. Voi încerca să găsesc cazuri similare și în alte localități din județul Buzău. Știu, se plâng primarii că e scump gunoiul, că e scump să-l ducă, să-l depoziteze la groapa de gunoi de la Gălbinaș și că au costuri prea mari. Dar este scump pentru că ei nu știu să-și facă treaba bine, pentru că 60-70% din gunoiul pe care îl strângi de la populație poate fi gunoi reciclabil. Și practic nu îți generează costuri. Dar cum alte administrații reușesc să aibă și serviciul de salubrizare să se și descurce? Întreb și eu așa, retoric. Stați-mă un pic, ziceați de... Dar a fost numai la PNL, domnul Bâtu? Dacă nu mă înșel, parcă a fost și a fost și la PSD, PSD, da. A fost și la PSD, dar l-au dat afară de acolo. L-au luat peneliștii drept om de bază și... Nu de alta, dar cred că sunt puțin primari, indiferent acum dacă sunt la alt partid, repet, dacă sunt acum la alt partid, care să nu fi fost în PSD, în funcție, vorbesc. Da, sunt cei majoritari PSD, dar ceilalți, puțin sunt cei care... N-au trecut și pe la PSD. Da, na.
Asta cu partea politică cred că e mai puțin relevantă, unde și-au găsit susținerea. Însă, în discuție, însă am lansat în discuție pentru că discutam despre calitatea unui om și felul în care îl integrezi în partidul tău politic. Nu poți să te mândrești cu un astfel de om. Nu poți să-l pui în conducerea ta. Nu poți să-l duci alături de tineretul tău să le explice ce. E model de urmat domnul primar de la Calvin? În niciun caz, din punctul meu de vedere. Este un exemplu de așa nu. Și așa n-ar trebui să guverneze niciodată o primărie locală. Fără să zic așa că pun sare pareană, că nu vreți să vorbim despre aspectul politic. Mai aveți vreun primar de la USR? Nu, nu mai avem niciun primar. Nu mai e, deci n-a revenit. N-a revenit. Este bine la PNL acum. N-am discutat cu el, n-am discutat în ultimul, în ultimul timp cu el, nu colaborăm. Știu doar că a plecat la PNL ca să primească niște bani pe care probabil nu i-a primit, niște bani, să primească comuna niște bani, îmi cer scuze, pe care, din câte știu, nu i-a primit până în acest moment. Promisiuni făcute așa în van se pot face. Dar consiliul local, cum e acolo, în consiliul local, atmosfera sau... Încă avem viceprimar acolo, pe domnul Marian Mancea. Și Marian, colegul meu Marian, e un tip foarte echilibrat, care, din punct de vedere, reușește să strângă consilierii locali în jurul său și cred că poate fi un candidat bun pentru primărie în următorul ciclu electoral. E prematur, dar parcă am trebuit să vă pregătiți de alegeri. Gata, s-a terminat vacanța, vine toamna. Așa este, avem probabil primăvară, nu știu, deja e campanie. Un an prima și campanie. Puțin până la alegerile, până la alegerile locale, la care suntem hotărâți să avem candidați în majoritatea comunelor din județul Buzău. Bun, haideți să vorbim acum, nu știu dacă a apărut, spre rușinea mea nu sunt la curent, dar știu că se pregătește un pachet din ăsta de măsuri taxe, fiscale. Da, măsuri fiscale, taxe noi și, evident, cu reducerile bugetare de rigoare. Exact. Ce ați înțeles din pachetul ăsta? Mă rog, discuțiile care sunt, dacă nu există deja pachetul. Păi, ce să înțeleg? Înțeleg că avem o majoritate PSD-PNL care de 30 de ani e cu mâna în buzunarul nostru și acum, când au rămas fără bani, vor să bage mâna mai adânc în același buzunar, fără să renunțe la absolut nimic. Mi se pare absolut aberant că poți, de la o lună la alta, să stabilești că vei crește taxele pe anumite salarii, că vei crește taxele pe dividende, că vei impozita diferit. Fiecare dintre noi avem calculele proprii. Unii avem rate la bancă, alții avem diverse calcule. Nu poți face asta de la o lună la alta. Ai putea spune cu un an înainte că urmează să ai astfel de creșteri și atunci fiecare își face calculele în așa fel, își face investițiile și pașii în așa fel încât să fie pregătit. Mi se pare total necinstit ce se întâmplă în acest moment cu această creștere peste noapte a taxelor, fără să văd în același timp și un efort din partea zonei publice. Cele două partide care guvernează acum își protejează foarte bine clientela de partid. Ne spune domnul Ciolacu la televizor că va desfința 100.000 de posturi care nu sunt ocupate. Păi ce economie este asta? Despre ce economie vorbim? Despre nicio economie. Cel mai bun exemplu pe care l-ar fi putut da domnul Ciolacu era să reducă numărul de parlamentari de la 500 la 300. Printre puținele referendumuri care au trecut în România și au presupus reducerea numărului, și a presupus reducerea numărului de parlamentari, ar fi putut să fie implementat astăzi, pentru că au o largă majoritate parlamentară și ar fi putut să o facă. Dar nu o fac, pentru că... Nu o să vedeți vreun parlament care să facă asta. Evident. Indiferent de cine, parlament. Ce parlamentar ar renunța la poziția lui pentru care e plătit cu 4.000-5.000 de euro pe lună, probabil, pentru care muncește 2 zile pe săptămână, maxim 3, niciodată nu vom vedea acest lucru. La fel cum nu vom vedea o diminuare a numărului de parlamentari bazată pe numărul de cetățeni. Regula spune că
În România trebuie să avem un deputat acum la vreo 70.000 de persoane și un senator la 140.000, dacă nu mă înșel. Populația județului Buzău a scăzut cu 10%. Ar trebui județul Buzău să piardă cel puțin un parlamentar la ultimul la următoarele, nu la astea de anul viitor, la celelalte exact. Să face balanța. Când nu vor mai fi ei acolo, când, nu va mai fi, când își vor umple conturile, probabil. Credeți că nu o să mai fie ei? Este total necinstit față de cei care muncesc în privat și cei care susțin tot acest aparat public. Dacă ar fi vrut să facă economii, mâine această alianță ar fi putut să facă o reformă administrativă care să pună conducerile din primării pe o bază corectă. Avem astăzi la Buzău primării cu 300 de locuitori, primării cu 500 de locuitori. Avem peste 20 de primării în județul Buzău care au sub 2000 de locuitori. Orice primărie care astăzi are sub 2000 de locuitori, din toate taxele și impozitele pe care le strânge de la cetățeni, nu reușește să-și plătească salariile pentru oamenii din primărie. Nu mai discutăm aici despre renovarea primăriei, renovarea clădirilor, despre asfaltări, rețele de apă, utilități de orice fel. O primărie care are sub 2000 de locuitori, din toți banii pe care încasează de la acești locuitori, nu își plătesc salariile. N-ar trebui să avem în România astăzi primării sub 5000 de locuitori, la fel cum n-ar trebui să avem orașe sub 10.000 sau 20, chiar 20.000 de locuitori. La Buzău avem pogoanele și pătârlagele cu 6.000 de locuitori fiecare. Ce orașe sunt acestea? Au doar statut de oraș, pentru că în realitate acestea nu sunt orașe. Deci dacă ar fi vrut să facă o economie, ar fi trebuit să înceapă cu aceste lucruri evidente, cu o risipă evidentă a banului public. Dar nu vor face niciodată, la fel cum nu vor reduce numărul de parlamentari, nu vor reduce nici numărul de primării. Dar vă dați seama ce ar însemna asta să dispară foarte mulți oameni? Pentru că ar dispărea foarte mulți oameni. Oameni care leargă după ei în campanie electorală, să-i susțină, care îi susțin în campanie electorală și ar pierde puterea politică. Păi vedeți, și cum ar putea să renunțe la așa ceva? Da, e complicat. Tocmai pentru asta suntem aici și pentru asta vorbim. Da, ce părere aveți despre aur? Cred că este un... Vă rog. Întreb din ce perspectivă a faptului că văd că crește în sondaje și stă bine. Așa este. Cred că este un partid populist care spune oamenilor ceea ce ei vor să audă. Dar nu cred că e o soluție, pentru că nu vin și cu soluții. Atunci când ești nervos, știi, ai câte o ușă la care dai câte un șut și te-ai descărcat pe ea. La fel este Partidul Aur acum. Nu e o soluție să dai un șut la ușă. Îi înțeleg pe cei care sunt supărați astăzi pe clasa politică. Clasa politică care a ieșuat. Dar să alegi o formațiune politică care nu vine cu soluții, ci vine doar cu scandal, nu vine cu proiecte în Parlament, ci vine doar cu scandal, nu cred că poate rezolva problema României. Poate vor ajunge la guvernare și oamenii vor vedea că nu au nici oamenii de calitate și nici soluțiile necesare ca să rezolve problemele. Oricum, la europarlamentare va fi un reper. Va fi interesant să vedem cum se poziționează electoratul, că ar fi primele alegeri după foarte mult timp. Cu siguranță, europarlamentarele vor da tonul. Iar pentru un partid extremist, pentru un partid anti-european, așa cum este AUR, nu înțeleg de ce au candidați la europarlamentare. De ce vor să trimită oameni în Parlamentul European? Pentru ce? Dacă ei nu păi cred în proiectul european. Să se zbată pentru români. Ca să-i dea afară din Europa sau... Nu știm care e abordarea din punctul ăsta de vedere. Da. Vedeți noastră ce a spus mai devreme, faptul că sunt foarte mulți nemulțumiți de clasa politică este foarte corect, s-au îndreptat foarte mulți către AUR, dezamăgiți de celelalte partide. Pe de altă parte, este și atitudinea asta de scandal care e plăcut așa românul, nu știu de ce. Deci nu știu de ce nu dorește liniște. Poate pentru că în liniște se fură mai mult. Dar se vede. Deci asta e. Deci dacă îi rupe gura lui, adică îi zice vreo două, scoate alte verbale cuiva, unui om politic, gata. Ăla e cel mai tare. Da,
Cel mai tare, ăla, e eu sunt fan, ăla. Nici cu scandal nu se poate construi. Păi da, așa s-a ridicat. Eu cred că alegerea corectă întotdeauna, poate că ține mai puțin de partid și ține de omul pe care îl alegi. Eu cred că atunci când alegi pe cineva, trebuie să te uiți la omul care este în spatele partidului, ce a muncit el, ce a construit de-a lungul vieții și ce a făcut în viață. Să alegi o idee, o simplă idee politică care are în spate niște oameni cu prea puțină experiență, oameni care n-au gestionat în viața lor o companie, n-au gestionat oameni, n-au făcut mare lucru în viață, nu-i recomandă nimic, duci în poziții publice să-ți gestioneze sute de milioane de euro pe acești oameni, păi unde vrem să ajungem, la Palamuc? Da, apropo de oameni și cine e în spate, eu sunt convins că majoritatea telespectatorilor noștri și a buzăienilor, în general, așa mă refer, cu toții știu că avem un deputat AUR de Buzău care a făcut, s-a dat peste cap pentru județul nostru. Pa, știți? Nu l-am văzut, eu nu l-am văzut niciodată în spațiu public. Cum să nu? Păi da, face naveta în sensul că stă aici în Buzău și face naveta, adică înțelegeți, da. Stă mai mult în Buzău și se spate. Bănuiesc că și nu l-ați văzut? Cred că este și beneficiar de pensie specială, dacă nu mă înșel. Pe lângă salariul de parlamentar. Asta e o răutate, nu? Eu zic că a făcut foarte multe pentru Buzău. Știi? Ați auzit de propunerile sau de interpelările și de toate lucrurile făcute în interesul cetățeanului din județul Buzău, că a fost ales pe listele de la Buzău. E clar lucrul acesta. Aveți perfectă dreptate. Este... Cred că e chiar cel mai activ. Nu, o lipsă cel mai totală din spațiu public, da. O lipsă totală din spațiu public, o bătaie de joc la adresa celor care au votat AUR acum 3 ani. Ce perspective aveți, domnul Iordache, ale dumneavoastră ca lider al USR Buzău? Îmi doresc să văd pe cât mai mulți dintre colegii mei în consiliile locale, din toate localitățile județului Buzău. Îmi doresc să intrăm în cât mai multe consilii locale, astfel încât să înțelegem ce se întâmplă în aceste localități. Atunci când nu faci parte dintr-un consiliu local, nici măcar, nu înțelegi nici măcar pe departe pe ce se cheltuiesc banii comunei, cum se pune problema acolo. Mă voi zbate ca în următorul rând de alegeri să introduc pe cât mai mulți dintre colegii mei în consiliile locale și în Consiliul Județean. În această toamnă, evident, cred că va fi pusă la punct strategia, pentru că trebuie, apropo de organizații, trebuie organizații în toate comunele, asta este clar. Lucrăm la acest lucru și căutăm în general oameni noi, oameni cu mai puțină experiență politică în spate, dar oameni care vor să facă lucruri pentru comunitatea lor și recrutăm într-adevăr masiv din toate zonele județului Buzău. Știu că o să-mi dați un răspuns așa de om diplomat, dar vă întreb ca de obicei, v-ar interesa primăria, Consiliul Județean? Mi-ar plăcea să fac lucruri pentru buzoienii mei și cred că cele mai pozițiile din care aș putea să fac lucruri palpabile pentru județul Buzău sunt cele locale, cele de la primărie sau cele de la Consiliul Județean Buzău. Deci ar fi opțiuni, cele două. Da. Înclinează mai mult către Palatul Comunal sau către clădirea? Nu am opțiune în acest moment, dar în acest moment aș înclina mai mult către o poziție locală decât pentru una națională. M-a surprins, sincer, de data aceasta. Ați dat jumătate de răspuns, ceea ce este foarte bine. Când e bine să avem contracandidații, de exemplu, anunțați pentru Palatul Comunal, contracandidații domnului primar Toma? Că... Cel mai probabil după alegerile europarlamentare. Da, pentru că va fi un reper, așa cum am zis mai devreme. Va fi un reper, cu siguranță. Exact. Da. Suntem foarte curioși și noi ce se va întâmpla, mai e până atunci. Activitatea prefecturii, cum o catalogați? Nu. Ați fost acolo și o analiză, nu e neapărat nevoie să criticați. Pot să văd, nu trebuie să critic activitatea prefecturii, pot să văd că
aceleași probleme cu care m-am confruntat eu se confruntă și actualul prefect, și anume o lipsă gravă de personal, în special în partea juridică și în zona de permise și înmatriculări, ceea ce îmi spune că decidenții din minister nu înțeleg că, unu, ai nevoie de mai mulți polițiști în zona de examinări auto, nu se poate să ai curs de 4 luni, să stai, sau să stai o lună, sau o lună jumătate, două, să-ți matriculezi o mașină. Adică, înțeleg, s-a întâmplat asta un an, ți-ai dat seama că ai prea puțini oameni acolo, aduci mai mulți oameni acolo. Nu poți să chinui populația în acest lucru, să-ți bagi joc, practic, de oameni. Și doi, lipsa oamenilor din serviciul juridic al prefecturii, lipsă care se datorează, e cauzată de salariile mici din acea zonă, oameni care ar trebui, ei sunt cei care ar trebui să verifice dacă hotărârile primarilor sunt legale. Dar fiind atât de puțini acolo și atât de puțini și oameni noi, cu puțină experiență, nu fac decât să verifice dacă sunt scrise în limba română, cred. În niciun caz să le verifice baza juridică. Adică, iarăși, o bătaie de joc din partea celor care conduc statul, lăsându-i pe primar să facă ce vor ei. Nu mai există control. Suntem la finalul emisiunii. Este firesc să avem din ce în ce mai multe întâlniri, pentru că trebuie să veni și noastră, ca și alți lideri politici, cu mesaje către cetățeni, astfel încât anul viitor să fim așa în cunoștință de cauză, dacă vrem să mergem la vot, să votăm. Sigur că da. Cu mine și cu alți colegi de mine, îmi cer scuze, pentru că am o mulțime de colegi profesioniști foarte buni, foarte buni profesioniști, care vor să se implice în viața comunității. Chiar dacă e o discuție prematură, până la urmă contează foarte mult de votul nostru, ceea ce se întâmplă pe viitor. Din păcate am ajuns așa la o roată care se tot învârte. Și oricum o dai, nu? Parcă așa e. Nu, vreau să vă contrazic, nu este așa. Ziceți-mi acel licăr de speranță. Vreau să vă contrazic, să vă dau un exemplu. Vă rog. Până acum, am fost la guvernare în 2021, 9 luni de guvernare. 9 luni de guvernare USR a însemnat un PNRR care, printre multe alte proiecte, a finanțat o autostradă. Nu s-ar fi întâmplat niciodată această autostradă de la Ploiești până la Pașcani dacă nu ar fi existat niște oameni inimoși care să pună în acel PNRR această investiție. Cu termen limită 2026. Se întâmplă. Și se întâmplă datorită unor oameni implicați. Doar în 9 luni. PNRR-ul nu a fost inventat de USR, ci a fost pe perioada guvernării, că s-a nimerit USR, și ministrul USR s-a ocupat de PNRR. Perfect adevărat, dar în același timp în PNRR puteam să avem canalizări în zone rurale din care oamenii pleacă și din care oamenii nu vin. Puteam să avem tot felul de proiecte inutile cu bani sifonați, dar avem un proiect major de infrastructură pentru România. Nu s-a întâmplat niciodată în țara asta în ultimii 30 de ani să se construiască o bucată atât de lungă de autostradă într-un timp atât de scurt. Vedeți, uite, apropo de autostradă, și cu acesta închem, compania lui Umbrălescu, și spun nu că neapărat fac reclamă, ci pentru că este un investitor al nostru autohton român care e serios. Un investitor serios. A, ați văzut că iar avem probleme. Adică partea de care ține Umbrălescu e atacată, e în regulă. În rest, încolo, înspre Ploiești, așa de aici, am văzut spre Ploiești, avem câteva probleme. Ca așa se întâmplă la noi, că de... Probabil că vorbim despre un constructor cu mult mai multă experiență în construcția de autostrăzi. Cei de pe loturile 1 și 2, pe lotul 2 avem o asociere între un constructor din Prahova și o firmă din Bulgaria. Compania din Bulgaria, înțeleg că are o companie mare în Bulgaria cu experiență în zona asta, însă atunci când vii în altă țară, probabil te lovești de birocrație și de un sistem pe care nu-l înțelegi. La fel și cu constructorii de pe primul lot. Constructorii de pe primul lot sunt cei care au ratat construcția primului lot din Craiova-Pitești. E vorba de Pizzarotti, pentru care s-a și reziliat acolo contractul și au recontractat aici.
Din păcate, n-avem suficiente companii în România care să preia nivelul de lucrări și de investiții pe care România le va avea în următorii ani datorită acestui PNR și datorită fondurilor europene. Mulțumesc, domnul Iordache, pentru prezență. Mulțumesc și eu. O să mai avem ocazia să ne revedem și să dialogăm. Le mulțumim celor care ne-au urmărit. Să aveți o seară excelentă, toate cele bune!